Dacă deții o cameră de bord și ai de gând să postezi pe social media imaginile pe care le-ai surprins, trebuie să fii conștient că îți asumi un risc uriaș. Legea GDPR, care protejează datele personale, ți-ar putea aduce o amendă destul de mare. Conform mesajul.ro, nimeni nu are dreptul să publice imagini în spațiul public cu alte persoane fără să le ceară acordul. Legea GDPR este însă clară și spune că persoana care înregistrează și publică astfel de imagini își asumă și niște riscuri. Spre exemplu, dacă șoferul mașinii care a intrat pe contrasens ar fi făcut o sesizare, cel care a postat imaginile s-ar fi ales cu o amendă usturătoare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, videoclipurile pot fi de mare folos polițiștilor atunci când se caută motivele producerii unui accident. Avem acea prevedere care statuează faptul că polițistul doar prin propriile simțuri sau prin mijloace tehnice certificate și omologate poate să constate și să aplice contravenție. Pe de altă parte, în mod neoficial sau informal, aceste imagini de multe ori ne-au ajutat, a declarat Cosmin Andrei, ca reprezentant al sindicatului Europol. Persoanele fizice care au instalat camere video în autoturisme publică imaginile pe internet sau rețele de socializare, ținând cont de circumstanțele prelucrării persoanei fizice în cauză, i-ar putea reveni obligațiile GDPR, cum ar fi obligația de informare a persoanei vizate, a reducerii la minimum a datelor și a asigurării securității acestora, precizează legea GDPR. De altfel, și șoferii care fac ride-sharing și au camere de bord și filmează în interiorul mașinii trebuie să respecte anumite reguli. O alternativă pentru acești șoferi este de a-și inscripționa mașina pentru a înștiința călătorii că sunt înregistrați. Așadar, legea permite deținerea unor astfel de dispozitive, însă înregistrările trebuie folosite numai în situații în care au loc anumite infracțiuni, iar imaginile pot fi de ajutor forțelor de ordine, relatează mesajul.ro.